Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihaiescu de la Colegiul Național Alexandru Dobescu și vă propun o modalitate de arhivare a documentelor manageriale. Iată, am creat mai multe activități la cursul de pe platforma G Suite a unității dumneavoastră de învățământ. În documentele directorului am inserat câteva componente, decizia de numire a Inspectoratului Școlar Județean, contractul de management educațional, contractul de management administrativ, CV-ul cu anexele, fișa individuală a postului și fișa anuală și raportul explicativ și, bineînțeles, calificativul anual. Mergem mai departe la documentele de proiectare, planul de dezvoltare instituțională, planul managerial pe anul în curs, raportul de activitate CEAC și planul operațional, respectiv proiectul de buget pe anul fiscal următor. În cadrul organizării activităților, regăsim regulamentul intern, organigrama unității de învățământ, componența Consiliului de Administrație, componența Consiliului Profesoral, structura comisiilor din unitatea de învățământ, schema orară, legislația, registrul de decizii, dispoziții și note de serviciu, respectiv registrul asistențe la ore. În cadrul subiectului încadrarea școlii, am introdus activitățile, planul de școlarizare propus și realizat, proiectul încadrării, statul de funcții, respectiv contractele individuale de muncă și fișele de post, fișele postului pentru angajații unității. În cadrul componentei Consiliul de Administrație regăsim componența, planul de activitate anual, rapoartele de analiză, măsuri și planurile operaționale, respectiv fișele de evaluare personal și calificativele anuale, cu mențiunea că, începând de anul școlar anterior, există o comisie dedicată la nivel de școală care desfășoară o activitate în acest sens. Iată și câteva documente ale comisiei de curriculum, planurile cadru, programele școlare, CDŞ-urile aprobate la nivel de unitate, metodologiile de examene și respectiv documente pe arii curriculare. În fine, la parteneriate, directorul unității va urmări protocoalele, convențiile, proiectele și alte documente ce țin de relația cu Asociația Părinților din unitate, iar la parteneriatele externe se vor urmări programe de cooperare internațională, parteneriate și proiecte. În fine, monitorizarea, respectiv evaluarea internă, cu asistența la oră, CEAC, Comisia de Evaluare a Calității, formarea continuă, instrumentele de lucru interne, procedurile, adică registrul riscurilor, monitorizarea rezultatelor elevilor, monitorizarea continuării de studii pentru clasele a 12 sau de inserție, monitorizarea absenteism, rapoarte de analize semestriale și anuale, respectiv rapoarte tematice. Și în fine, monitorizarea și evaluarea externă, care presupune întocmirea de rapoarte de inspecții curente și speciale și, bineînțeles, urmărirea Registrului Unic de Control. Evident, la toate aceste activități, colegii din unitatea școlară vor avea acces și vor putea să vizualizeze în timp real toate modificările importante din unitatea de învățământ. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră!